Abonații societății TermProd vor să plătească cât mai puțin la facturi, astfel că programul impus de conducerea TermProd este binevenit. Acum o întrerupe ziua. Sara dă numai cât se încălzește caloriferul. Măcar dacă nu dă căldură, să plătim mai puțin, mă. Și mai am la altă soare. Frig în casă. Așa am dorit. Îmbrăcate. Da. Păi acum dau mai puțină căldură, că zic că e mai cald afară. Păi, dar bineînțeles că nu mai am altă mai de deloc. Asta-i. În martie, gata. Societatea TermProd profită din plin de temperaturile ridicate și furnizează căldura atât cât oamenii să aibă un anumit confort termic în locuințe și să nu înghețe de frig pe timpul nopții. Programul este evident legat și de temperaturile exterioare. La acest moment am redus furnizarea căldurii pe perioada zilei. Ne adaptăm în funcție de temperaturile externe. Deocamdată în prognoza care o avem până în 27 martie, temperaturile din timpul nopții nu sunt sub 10 grade, de fapt, care să determine sistarea energiei termice conform reglementărilor tehnice. La 31 martie energia termică nu mai este subvenționată. Căldura va putea fi furnizată la cerere și după finele lunii martie. Și în condițiile în care consumatorii, cum persoanele, clienții vor dori să le furnizăm energie termică, vor trebui să achite la nivelul majorat față de situația actuală, față de cât plătesc acum, respectiv acum 180 de lei pe gigacalorie. Ultima zi de furnizare a agentului termic în mod subvenționat este 31 martie.